De fapt, acest, nu tată, nu om, monstru, nu știu cum să-l numesc, am înțeles că a abuzat de această fată ani de zile. Ea a făcut 18 ani la decembrie, dar din ce am întrebat și de ce mi-a spus ea, sunt, cred că, 5-6 ani de zile în care acest monstru a abuzat de ea. Și în momentul în care a rămas însărcinată și a și născut, era încă minoră. Așa Da, înțeleg. era minoră, ea a făcut în decembrie, am împlinit 18 ani și nașterea a fost undeva prin noiembrie. În această casă din Moravița, tatăl Vitreg și-ar fi abuzat în repetate rânduri fetița minoră. Aceasta a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil pe care l-a abandonat în spital. O fetiță cu handicap grav a fost violată ani în șir de tatăl ei Vitreg. Se pare că mama fetiței abuzate ar fi știut calvarul prin care aceasta trecea. Fata ajunsă la 17 ani a rămas însărcinată cu abuzatorul. După naștere și-a abandonat copilul în spital și așa a ajuns vestea șocantă la urechile primarului comunei Moravița, Răzvan Brăzdău, care a alertat autoritățile și au început imediat o anchetă. Chiar sora lui Andrei, bărbatul care și-a violat fiica Vitregă, recunoaște această nenorocire. Da, sunt sora lui, dar îmi pare rău ce a făcut. Deci n-am judecat la minte și ce a făcut. Era beat, nu știu, nevastă sa. Îmi pare rău și de ea, că e cumnată. Nu a avut grijă de fetița handicap. Mai mult, mergea prin Deta și lăsa aiurea acasă. Deci nu trebuia să facă chestia asta dacă o știut că frate meu bea și nu poate să judece la minte că are ceva probleme și cu capul. După spusele primarului comunei Moravița, unele abuzuri sexuale s-ar fi petrecut chiar sub ochii celorlalți frați ai fetiței. Merge acolo unde o zis advocatul, deci la tribunal. Primarul comunei Moravița spune că mama fetei ar fi ascuns toată această dramă. Ba mai mult, a avut grijă să ascundă sub haine largi și sarcina fetiței violate de propriul soț. Noi într-adevăr nu am știut, pentru că na. Când o vedeam pe fată clar îmbrăcată, nu ne dădeam seama și mai ales că știind că are un handicap, poate să vedeți sau... Clar că nu poți să te uiți la un copil cu o boală să-l analizezi, că poate în primul rând se simte el prost. Eu știu la mine situația, de-aia vă spun. Da, e clar, mama într-un final am înțeles că ar fi recunoscut și ea, că ar fi știut că e gravidă, dar nu se știa cu cine. Dar poliția într-un final a reușit să intre pe fir și să obțină exact tot ceea ce aveau nevoie. Am fost acasă la mama fetiței abuzată sexual de soțul acesteia. Cum ați aflat de acest lucru? Că soțul dumneavoastră vă violează fata. Nu vreau să răspundem nimic, hai mândru. Vă pare rău? Normal că îmi pare rău. Și de ce nu stați să vorbiți cu noi două secunde, doamnă? Stați? Că nu vreau să vorbesc. De ce nu vreți să vorbiți? De ce? Nu vă pare rău de fata dumneavoastră? Da, îmi pare rău, dar nu vreau să vorbesc. Această poveste a copilei abuzate nu a făcut decât să deschidă o cutie a Pandorei. Bărbatul a mai abuzat și alte persoane din familie. Revenim cu mărturisiri cutremurătoare din partea victimelor distruse pe viață de Andrei.